Transmisiune publică aici de partea cu toată lumea. Hai cu le major! Vrei să-mi propui ceva?
Nimeni nu știe mai bine ca mine că îți duce la iubire. Eu vin mândruță să fiu cu tine și-amândoi să ne iubim. Nimeni nu știe ca bărbatul tău că îți duce la iubire. Thank you.
măgară, da? Foaie verde, măsăciu, spune Moana, când să fiu. Foaie verde, măsăciu, spune Moana, când să fiu. Mă gândim
că să pot fi cu ea nu e că mă tăi. S-o arunc într-o fântână, poi scăpa eu de nebună. Ce facem noi era din nou, nici dracu nu desface. Nu mai popa câteodată. Să vedeți ce am făcut peste lună, m-am dus la fântână. Unde am aruncat o povară. Să vedeți ce am făcut cu ea. Eu de atunci de la urmă m-am dus să-i pe la fântână. Și-au zis pe dracu așa, și-n-o pe oana de o ia. Acum negru cum e zboala, acum sunt acum e coala. Pe tine te-am pătrânit, iar pe mine m-albit. Pe tine te-am pătrânit, iar pe mine m-albit. Dau băiatului s-o ia și pe tine și pe ea. Așa zi dracu. Noi suntem doar colegi, de câte și atât, și v-am mințit. Din cauza asta v-am mințit și mi-a crescut nasul. Chiar o pinoi ce-o pinoi. Mi-a crescut nasul, să vedeți acum acest. Ce-am pățit cu nasul din minciuna asta? La un poțișor de stradă a apărut un nas. Iată-l și pe subsemnat, dupus pe tăceas. Lumea parcă se agită când îmi vede nasul. Eu îmi văd întreaba mea, fiindcă nu e cazul. Nasul meu e foarte mare, nu mă deranjează. Lumea care, mai de care, mă imediază. Nasul meu e foarte mare, nu mă deranjează. Lumea care, mai de care, mă imediază. Și nu știu de ce, acum dacă îmi faci vrei să spui cine legă și de ce, spui tu? Hai zi! Hai, cine știe, mâna în sus, ca la școală, să spui de ce te imediază lumea când ai nasul mare, de ce? Păi să vă spun ce s-a întâmplat. Cam joi seară, când la o anuntă am fost pentru prima oară. Oana atunci a necântat, îi se moaie grasul. Când la galerie sus îmi văzuse nasul. Nasul mie e foarte mare, nu mă deranjează. Lumea care, mai de care, mă imediază. Nasul mie e foarte mare, nu mă deranjează. Lumea care, mai de care, mă imediază. Dar nu știu de ce, Nicolae. Știi tu ceva? Să spui de ce te imediază lumea când ai nasul mare. Știi, Marta? Știi? Ea știe sigur că a zis mai devreme. Ia-o-s. Să vedem ce mai pățin cu nasul. Într-o curte o domnișoară făcea marmeladă. Nu știu cum dărește nasul și răstoarnă basul. Dar găinile prin curte când e la prătare. Când îți scos și eu săracul, nasul la plimbare. Nasul meu e foarte mare, nu mă deranjează. Lumea care, mai de care, mai imediază. Nasul meu e foarte mare, nu mă deranjează. Alex și cu Iurică, rău mă imediază. Dar nu știu de ce. Nu e așa. Deci cine are nasul mare, puncte, puncte. Ia-o-s. De la Ion de Bosatul am ca amintire. Nasul eu ce nu l-aș da, nici mă zice bine. De la Tatar în Bosatul am ca amintire. Nasul eu ce nu l-aș da, nici mă zice bine. Nasul meu e foarte mare, nu mă deranjează.
foarte mare, mă mădrajează lumea care mai de care mă inimiază. Și acum la sfârșit ni se bate glasul, ne rugăm la tot de aici să vă crească glasul. Mulțumim frumos!